Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Chiar dacă vremea nu este în ton cu sărbătorile de iarnă, constanțenii profită de timpul liber și de temperaturile ridicate pentru puțină mișcare. Orășelul copiilor a fost plin în cea de-a treia zi de Crăciun. Însoțiți de părinți sau bunici, micuții au ieșit să se bucure de căldura de afară. Da. Și cu ce te joci? Cu mașini. Bună! Ce faci? Ce să fac? Bine? Bine. Ce faci? Te dai în mașinuțe? Da. Îți place să conduci? Da. Deci ne ieșim să ne plimbăm, să facem puțină mișcare. Mai ales că da, e foarte splendidă. Mișcare după sărbători, bineînțeles că e foarte indicată. Mișcare și copii și bunici. Da, sigur că da. Salut! Ce faci? Bine. Tocmai ai coborât din trenuleț? Uh-huh. Dintr-un trenuleț foarte super. Super, foarte super, super au fost. Da. Și ce vrei să te mai dai? În alte alea o să găsesc eu. Am văzut timpul frumos afară și zic hai să mergem la orășelul copiilor. Păcat că nu-i zăpadă, dar merge și așa, da, da. După două zile de stat în casă. Da, 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 chiar vreau să se plimbe, da. Ție ce îți place să te dai? Nu prea știu, că n-am mai fost de mult pe aici și nu mai prea știu ce au mai adus sau dar ce... Dar e idee bună, cred, nu? Să ieși din casă. Da, pentru că vremea n-o să mai vină iarăși. Așa frumoasă, nu? Da. În ceea ce privește vremea, meteorologii anunță temperaturi ridicate și în zilele următoare.